Bună seara, sunt Tudor Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. Rata de infectare la nivel național a ajuns la 1,87. De fapt, depinde de cum o calculăm, poți face orice cu cifrele, iar încrederea românilor în instituțiile statului este zero. Pe de altă parte, continuă să ne macină o serie de întrebări la care prea puțin specialiști se înghesuie să răspundă. Invitații mei de astăzi vor fi avocatul Adrian Cuculis și ni se va alătura și domnul Octavian Jurma, epidemiolog, cercetător prin Skype. Da, haideți să plecăm de la ceva. Cum vă spuneam, astăzi au fost înregistrate mai bine de 3300 de noi cazuri de contaminări și peste 70 de decese. Alarmant este că rata de pozitivare a testelor efectuate la nivel național a ajuns la 10,7%, iar numărul bolnavilor internați în secțiile ATI a crescut cu 103, mai mulți pacienți față de ziua precedentă. În București nu mai există niciun loc liber la ATI. Numărul cazurilor noi de COVID-19 este într-o continuă creștere. Autoritățile responsabile caută tot felul de soluții salvatoare. De curând, într-un spital din Timișoara a fost deschisă încă o aripă de COVID. Noi am deschis ca și spital și ultima aripă de COVID, care până acum era destinată pacienților non-COVID, cu boli infecțioase non-COVID. În cursul weekendului am eliberat și acea ultimă aripă. Și acum tot spitalul este COVID și sigur că numărul pacienților internați a crescut cu 30% prin această deschidere a acestei secții. Din păcate, cazurile sunt tot mai multe, sunt tot mai severe și la pacienți mai tineri. Situația este de-a dreptul alarmantă. În județul Ilfov, mai bine de 16 localități au depășit pragul de 3 la 1000 de locuitori. Oficialii spun că deja au fost implementate câteva măsuri de prevenție. Avem în acest moment 16 localități care au depășit incidența de 3 la 1000 de locuitori. 8 dintre ele au depășit această incidență zilele trecute și pentru acestea s-au luat deja câteva măsuri, astfel încât activitatea socio-economică să se desfășoare în condiții normale. Și aici vorbim de posibilitatea participării tuturor persoanelor care au fost vaccinate, care au trecut prin boală sau care au un test negativ în termen, să poată să participe la evenimentele și la activitățile desfășurate în județul Ilfov. Dacă vorbim de evenimente private, în spații închise, nunți, botezuri, acestea pot să se desfășoare cu participarea maxim 200 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minim 2 metri pătrați pentru fiecare persoană. Participarea la astfel de activități se poate face doar dacă persoanele sunt vaccinate, dacă au un test negativ valabil sau dacă au trecut prin boală. Astăzi, afumațiile a coborât la incidența de 5,94. Nu sunt interdicții cu privire la deplasarea sau circulația oamenilor. Suntem abia la începutul valului 4, iar situația pandemică pare să fie tot mai gravă de la o zi la alta. Autoritățile spun că în perioada următoare vom avea parte de creșteri semnificative ale cazurilor. Da, haideți să vedem și celălalt material, Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, unde sunt internați 9 copii, vârste cuprinse între o lună și 12 ani. Emilian Imbri, expert în sănătate publică, susține că numărul copiilor și tinerilor care se îmbolnăvesc crește în contextul valului 4 și al variantei Delta. Numărul copiilor și a tinerilor care se îmbolnăvesc este mai mare pentru că și expunerea este mai mare. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în spitale, și anume creșterea numărului de internări, în special la grupe de vârstă mai joase, adică la copii și la tineri, denotă acest lucru. Specialiștii noștri atenționează că s-ar putea să ajungem la 8.000, la 10.000 în foarte scurt timp, este probabil, însă ceea ce se constată, dintre cei internați, să știți că majoritatea sunt nevaccinați. Există și cazuri de persoane
care sunt internate în spital cu o simptomatologie mai severă, pentru că au ignorat totuși primele semne și care sunt vaccinați. Practica din țările Uniunii Europene nu este respectată, în sensul că nu există nicio precizare referitoare la copiii cu vârsta mai mică de 12 ani. Copiii cu vârsta mai mică de 12 ani ar trebui să fie scutiți de prezentarea acestor certificate sau lucrurile legate de testare, pentru că nici din punct de vedere practic nu este posibilă testarea a milioane de copii. Da, vă reamintesc invitații, Adrian Cuculis, avocat în platou, bună seara. A început să se comprimă. Ziua se comprimă, da. Și domnul Octavian Jurma, epidemiolog, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Jurma, haideți să începem cu această rată de infectare. Eu personal o calculez de vreo săptămână și nu prea îmi iese. Îmi dă cu virgulă, ca să apelez la o glumă deja clasică. Și aici mă refer la acest 1,87. Calculat, și să mă corectați dacă greșesc, calculat având în vedere incidența pe ultimele 14 zile, numărul de cazuri, raportat la populație. Da, evident, ori 1000, când spunem că la 1000 de locuitori. Se vede 2,33, probabil. Cam așa. Deci, da, explicați-mi de ce se întâmplă, de ce sunt aceste discrepanțe, vă rog. Pentru că ei, ca să pară lucrurile mai bune, au ales să raporteze media incidențelor din județ, nu mai raportează incidența națională calculată standard, cum se face. Asta pentru că incidența națională era singura care se calcula după standardul Uniunii Europene, exact așa cum știți și dumneavoastră, în mod transparent, oricine poate să verifice datele. Deci nu se raportează cu 3 zile în urmă, nu se face nimic în vreme, ci incidența pe județ este mereu ajustată în jos, niciodată nu-i mai sus și de aceea au ales să raporteze media incidenței pe județe ca medie națională în loc să calculeze incidența națională, pentru că asta atrage atenția asupra diferenței între felul standard în care se calculează și că de fapt incidența reală în România în acest moment este de fiecare dată ceva mai ridicată și uneori chiar destul de mult mai ridicată decât în cea publicată oficial. Și asta mă face și pe mine să urmăresc trei rânduri de incidențe. Incidența calculată standard, cum ați făcut și dumneavoastră, raportată la populația domiciliată, pentru că avem și populația rezidentă. Dacă schimbăm domiciliată în rezidentă, dau alte date. Avem, deci, populația domiciliată, populația rezidentă, cea la care ar trebui calculată, atunci numerele ar fi și mai mari, și populația oficială, care este maximul pe care pot ei să o umple. Cu cât e populația mai mare, cu atât incidența este mai mică. Și de aceea singurul județ afectat negativ de această modalitate este Ilfov, unde e singurul județ în care populația rezidentă e mai mare decât populația domiciliată, pentru că sunt mai mulți rezidenți decât oameni cu buletinul acolo. Bine, nu știm nici în București câți locuitori sunt, dacă stăm să ne gândim. Și aici sunt anumite lucruri care nu par în regulă. Și o să vă întreb legat de gradul de imunizare al cetățenilor din București, cel mai mare din țară. Cu toate acestea, asistăm la o creștere, hai să nu-i spun uluitoare, dar surprinzătoare a numărului de cazuri. Care explicați? Da, este o creștere surprinzătoare, mai ales în zonele cu vaccinare ridicată. Este surprinzătoare, este mai mare decât am anticipat și decât au anticipat și specialiștii din instituțiile de stat. Ei s-au uitat la Marea Britanie, au calculat că acolo populația e vaccinată într-o proporție de 65%, valul 4 a fost la fel de mare ca valul 3, s-au gândit că și pe la noi o fi cam așa, hai că o scoatem noi, că la noi se testează mai puțin, deci și la noi valul 4, în cel mai rău caz, deși l-au subestimat puternic, dacă țineți minte, în septembrie au anunțat că vor fi maxim 1500 de cazuri, se bazeau pe acest factor. Delta, din păcate, este atât de infecțioasă încât datele din Marea Britanie și Israel arată că circulă relativ ușor sau la fel de ușor ca tulpina alfa printre vaccinați. Deci ca și cum
dintr-o dată ți se pune o greutate de două ori mai mare decât ai avut, chiar dacă tu ți-ai făcut mușchii de două ori mai mari, ridici tot atâtea flotări faci din cauza că ți s-a mai pus 20 de kilograme în spate, pentru că este foarte puternică această tulpină și nu poate fi oprită de vaccin cum a fost oprită tulpina alfa. Să nu uităm că în România nu mai diagnosticăm deloc alfa de două săptămâni. Asta înseamnă că vaccinul și-a făcut treaba, a eliminat tulpina alfa, pentru care a fost cât de cât făcut inițial. Tulpina delta produce forme mult mai ușoare de boală și mai puține decese în populația vaccinată, dar nu putem împiedica circulația virusului delta doar cu vaccinare. Și de aceea țările care s-au descurcat mai bine în valul 4 au fost țări ca Italia, care au adăugat la vaccinare și pașaportul verde încă din vară. Noi nu avem populație vaccinată, în primul rând. Chiar și în orașele cum sunt București, Timișoara, Cluj, majoritatea populației s-a vaccinat în prima parte a anului și vedem studiile care vin și de la Moderna și de la Pfizer și din Israel și din multe alte locuri, ne arată că și imunitatea indusă de vaccin este totuși o imunitate naturală care urmează regulile naturii noastre și scade la fel ca cea indusă de infectare. Astfel încât majoritatea populației noastre este vaccinată în primele luni ale anului și ne scade atât imunitatea dobândită prin infectare în primele două, în valul 2 și 3 și prin vaccinare, că 4 milioane de oameni s-au vaccinat până în aprilie. După aprilie noi abia am vaccinat 1 milion, deci este foarte subțire protecția pe care ne oferă inclusiv vaccinul, tocmai pentru că am refuzat din motive pe care mie îmi scapă să dăm drumul la rapel, la al doilea rapel, deci aveam vaccine atât de multe încât dăm la vecini și nu lăsăm populația să se vaccineze, pentru că mulți dintre cei care s-au vaccinat în ianuarie, februarie, martie ar fi beneficiat de rapelul făcut în august ca să-i păzească de infectările care acum vedem că escaladează foarte rapid în septembrie. Bun, deci singura noastră scăpare și aici ajungem la cel mai important subiect al emisiunii, singura noastră șansă de scăpare sunt restricțiile. Da, restricțiile, măsurile care să oprească circulația virusului. Cea mai importantă măsură, avem nevoie de măsurile care au efect imediat. Vaccinarea, chiar dacă ne-am vaccinat tot țara mâine, 20 de milioane sau cât suntem, ar dura minim 14 zile să vedem efectul pe curbă, pentru că durează timp până se instalează imunitatea. De fapt, cam 30 de zile să se dobândească o imunitate optimă după vaccin. De asta campania de vaccinare se face între valuri, nu în val. În situația în care ne aflăm, măsurile de prevenție a incendiului nu ne mai ajută. Avem nevoie de măsuri de stingere a incendiului, care sunt foarte diferite, orice pompier poate să te asigure. Asta la fel este și în medicină. Nu funcționează aceleași măsuri la stingerea incendiului cu prevenția incendiului. Unele da, altele ba. Unul din cele mai importante este masca. Masca, ați văzut că a devenit opțională mai peste tot. Avem incidențe cu peste 3 la mie. Timișoara este unul din aceste orașe, în curând, în câteva zile, București. Iar un oraș vaccinat, Timișoara. Exact, un alt oraș vaccinat, dar sunt și orașele în care se testează mai mult. Mai avem județele care clasic nu testează. Deci masca este o restricție în circulația virusului, chiar dacă noi nu mai percepem ca atare. Alte măsuri de restricție sunt cele așa numitele măsuri non-farmaceutice, distanțarea, aerisirea, toate aceste lucruri. Dacă niciunul din acestea nu funcționează, iarăși singura măsură care are efect imediat este această hulită carantină, care vedem că se aplică deja, dar se aplică iarăși punctiform pe localități care ating incidența de 6 la 1000, ca și cum nu ar fi o problemă în rest. Vedem că, și asta se vede cel mai strident pe grafic când colorez harta, nu cu incidența, ci cu rata de creștere și o rată de creștere de peste 50% de la o săptămână la alta este cu roșu, atunci harta României este complet roșie. Pentru că toate județele din România cresc cu peste 50% săptămânal. Asta înseamnă că, indiferent ce incidență ai acum, eu știu, să luăm București cu o incidență de 2,5, înseamnă că în două săptămâni București ne așteptăm să fie la o incidență de 5. Dacă București ajunge la 3 la 1000 până la sfârșitul săptămânii, înseamnă că în prima săptămână din august va fi la 6 la 1000. Pentru că asta înseamnă dublarea la două săptămâni. Prima săptămână din octombrie. Exact.
Am înțeles. Pentru că probabil că va ajunge la 3 la mie în această săptămână și deci în 2 săptămâni ne așteptăm ca București să fie la 6 la mie, pentru că nu se iau măsuri. Deci tot ce discutăm noi aici este presupune că nu se vor lua măsuri. Și asta a fost cea mai predictibilă predicție, ca să zic așa, să fac un pleonasm, din România. Deci dacă ai vrut să te bazezi pe ceva în România ca afacere, ca persoană, ai putut să te bazezi pe faptul că nu se va face nimic. Și din punctul ăsta de vedere nu s-a greșit. Și pandemia a pariat și ne infectează aproape după o curbă teoretică. Eu personal nu am mai văzut așa ceva decât în țări ca India sau Brazilia. Certificatul verde va rezolva ceva? La acest stadiu depinde enorm de felul în care este implementat și de aceea mă îndoiesc că va rezolva o problemă. În primul rând că este adăugat, nu este introdus ca o măsură de protecție a populației. Vedeți că Timișoara e cel mai bun exemplu. În 15 septembrie s-a întâlnit comitetul de urgență pentru că s-a depășit 2 la mie și s-au luat niște decizii care toate specificau că după 3 la mie se vor închide toate spațiile vizate, toate afacerile respective. Atunci, tot pe 15, premierul a venit și a zis nu, o să folosim certificatul verde, care până în 15 era discriminatoriu, ca măsură de relaxare a măsurilor de restricție care urmeau să fie impuse în Timișoara și alte orașe mari, inclusiv București. Prin urmare, certificatul verde este adus ca o măsură de relaxare, nu ca una de limitare a răspândirii bolii și nici măcar nu este invocată sănătatea oamenilor, ci doar necesitatea ca aceste afaceri să continue să rămână deschise și după 3 la mie. De aceea, nu are nicio, din punctul meu de vedere epidemiologic, nu are niciun sens să începem să-l aplicăm doar la 3 la mie. Rolul certificatului verde folosit în Italia, în Franța, este să ne împiedice să ajungem la 3 la mie. Este o măsură de prevenție și de asta avem o problemă foarte mare, pentru că nu reușim nici cum să înțelegem că prevenția se face înainte de a ajunge în criză, nu în timpul crizei. Și ce e foarte periculos este că am reușit să compromitem cu aceste măsuri făcute alandala și comunicate foarte prost campania de vaccinare. Și acest instrument care este certificatul verde și pe care și eu personal îl susțin încă din ianuarie, când a devenit clar că va fi folosit de toate țările Uniunii Europene când vor ieși din val, îl putem compromite și pe acesta și este ultima măsură care să ne permită să funcționăm relativ normal în contextul unei pandemii. Este ca un buletin de identitate, dacă vezi, care trebuie să-l prezinți ca să ne asigurăm, eu știu, în timpul unui război, că nu ești inamicul, ca să spun așa. Deci este o măsură elementară de verificare a responsabilității individuale, dar este, repet, o măsură de relaxare, nu una de restricție și nu poate fi folosită ca o măsură de restricție pentru că nu ăsta este scopul său. Am înțeles. Mulțumesc, o să vă rog să rămâneți cu noi, domnule Cuculis. Certificatul verde a născut în ultima săptămână tot felul de pasiuni. Și aș porni de la cea legată de constituționalitatea acestei măsuri. Seara asta mi-ați dat greu, pentru că e o dezbatere atât de aprinsă de fiecare dată când vorbim despre domeniul juridic și domeniul medical, ce e bine și ce e rău. E un subiect, aproape pot să spun, e vorbit de toată lumea, dar e tabu în același timp. Adică este atât de antagonic, încât te uimește, de exemplu, da, îl avem pe domnul Jurma, care, eu știu opiniile, ne-am întâlnit prin tot felul de emisiuni, este super echilibrat și eu încerc să fiu la fel, dar nu-mi iese niciodată. Nu-mi iese pentru că... Și eu mă chinui să nu pomenesc nimic de politic, vedeți, atentat. Vedeți, te tentează întotdeauna treaba asta. Problema de fond este următoarea. De câteva zile se pune așa, se bagă bățul printre gard și se spune că, mă rog, copiii până, de fapt, peste 6 ani de zile să fie vaccinați. Eu am mărturisit că dacă, mă rog, ai mei copii ar avea peste 6 ani, eu nu i-aș vaccina. Acum, sigur, poate să spună fiecare ce consideră. Pe partea cealaltă, avem invenția asta cu certificatul verde. Bine, nu invenția noastră, este o invenție pe care încercăm să o implementăm din spațiul Uniunii Europene. Sau de unde ne-am mai uitat noi că se întâmplă același lucru. Pe partea cealaltă, asta cu vaccinatul copiilor peste 6 ani până în 12 ani, nu se întâmplă decât pe la noi, din câte am înțeles. Sau, mă rog, ideea asta năstrușnică. E adevărat că am avut o vară, ați văzut ce frumos a fost, nu prea a plouat, adică am avut tot timpul din lume să ne organizăm sub toate formele și cu secții ATI, pentru că vedeam mai devreme că în București, sper că nu dau o informație greșită, nu mai există locuri la ATI.
O să vă dau niște cifre puțin mai încolo. Ceea ce este, e o problemă reală. Pe partea cealaltă, ce spune domnul Jurma, pe mine mă ajută să înțeleg că, deși avem o rată de transmitere foarte mare și este mult mai virulentă varianta asta de Delta, Epsilon sau, mă rog, la câte variante o mai ajunge, în același timp nu provoacă la fel de multă pagubă precum provoca prima variantă de COVID-19. Dacă am înțeles corect, vaccinul ne-a ajutat să scăpăm de alfa și am dat în beta pe românește. Mă rog, delta, beta trebuie să fie următoarea. Beta e sud-africană. Varianta. Iarăși este bine pentru că scepticismul pe care eu îl am în continuare vis-a-vis de acest virus, virusul am avut, adică e clar, și m-am și vaccinat, dar m-am vaccinat. Chiar mă gândeam când vorbea domnul Jurma la două chestii. Dacă s-ar face mâine un sondaj, domnule, cât te-ai vaccinat să te protejezi și cât realmente te-ai vaccinat ca să poți să ieși din țară, să prezinți certificatul verde, să nu mai ai restricții, să nu stai ca animalul la coadă câte două ore când intri în aeroport în România și să spună un nene, ia-o pe rândul celălalt, că ăsta e rândul privilegiaților, celălalt e rândul celor care nu s-au vaccinat. Și multe, multe, multe stereotipuri care s-au creat în jurul vaccinaților și nevaccinaților. Și eu cred, și poate că este un examen interesant de dat în societatea românească, câți au făcut așa și de ce, câți au făcut așa și de ce. Din punct de vedere al certificatului, că ați stârnit discuția asta, care, da, e adevărat, a creat multă rumoare în spațiu public, gândiți-vă cum or să arate copiii care trebuie să testați la intrarea în restaurant, la intrarea în cofetărie, la intrarea în cinematograf, cu un test rapid, și mama și tata care s-au vaccinat cu gândul să nu-și vaccineze copilul totuși, că nu știe exact dacă e bine sau rău, realmente, adică trebuie să ai niște teste concludente care să-ți permită să iei decizia asta, pentru că, mă rog, toți copiii până în 18 ani sunt coordonați, inclusiv din punctul ăsta de vedere, de către stat. Și ceea ce aș completa, avem o decizie CEDO bună, proastă, asta e decizia CEDO, care vine și spune că pot implementa statele europene sau, mă rog, toți cei care sunt participanți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, măsuri prin care copiii să fie vaccinați împotriva voinței părinților. Adică statul cumva vine și preia înaintea părinților atributul acesta de, domne, știm noi mai bine, deci vaccinarea este obligatorie. Prin context CEDO, că m-ați întrebat, că CEDO este strânsă legătură cu Constituția, oricum. Adică ce găsiți în Cartea Europeană a Drepturilor Omului, o să găsiți implicit și în Constituția noastră, și de asta dau exemplul acesta. Dacă mâine statul român vine și spune copiii se vaccinează și este obligatoriu, dacă nu vă dăm amenzi și vă decădem din drepturile părintești, s-ar putea odată ajuns pe masa Curții Constituționale lucrul ăsta să nu fie considerat neconstituțional, pentru că a spus CEDO și ne uităm la CEDO ca la o super instanță, adică practic ne face mâine poi mâine și legislația țării noastre, adică Constituția. La fel de bine s-ar putea să asistăm și la varianta neconstituționalității lui. Cu privire la certificatul ăsta verde, iarăși mi se pare că este o discriminare. Discriminarea este dată, de fapt, o variantă de neconstituționalitate și o variantă de discriminare care poate să ducă și ea la neconstituționalitate, dar în același timp poate să fie respinsă ca proiect. Dacă va fi implementat, și treaba asta n-am spus-o eu, adică ni se pare și se pare șefului Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, ceea ce e important, pentru că acolo m-aș fi dus prima dată să depun o plângere. Uite care-i treaba, mă obligă să eu nevaccinat să scot certificatul ăla verde, dacă nu, nu mă lasă. Libera mișcare, libertatea asta de mișcare în cadrul Uniunii Europene, haideți să ne uităm, chiar dacă o să extrapolez acum și poate că n-ai legătură cu subiectul ăsta, dar o să înțelegeți imediat de ce fac analogia asta. Ne-a condamnat Curtea de Justiție, ne-a condamnat CEDO că nu am permis recunoașterea unor căsătorii între persoane de același sex ca să aibă loc libera mișcare. Adică îi condamnă în contextul ăsta, dar nu ne condamnă sau nu ne-ar condamna în opinia guvernanților noștri dacă am venit și am spune, dom'le, eu nu pot să fiu oprit dacă n-am certificatul verde, adică ok, nu am certificatul verde că nu m-am vaccinat. Iar dacă îți vin cu o variantă alternativă sau cu o alternativă, da, pur și simplu, mai am încă o variantă la opțiunea asta a ta de a veni cu certificatul verde, mie mi se pare că este și discriminatorie, și neconstituțională, și antidemocratică, și tot ce vreți cu anti în față. Sigur, certificatul verde spunea, că mă întorc la discuția antevorbitorului meu, că ar fi stopat în Europa sau, mă rog, în statele care au adoptat certificatele astea verzi, pandemia. Nu știu, nu mă pricep. Eu mă pricep la dreptul nostru intern, drept european, constituțional, mă rog, cu ce lucrez aici în țară.
Și cred că o asemenea măsură implementată prin hotărâre de guvern, pentru că în opinia mea intimă este Parlamentul nu a riscat să adopte o asemenea lege, cum de altfel nu au riscat să adopte o lege cu privire la vaccinare, ea ar pica precum un domino și ne întoarcem în situația martie 2020. Hai să dăm amenzi de 100 de milioane de euro, să vină oamenii ăștia nouă de la Curtea Constituțională să spună că ai făcut o prostie, să spună că nici măcar n-ai publicat hotărârile alea prin monitorul oficial, și să începem iarăși cu trilioane de procese prin instanțele de judecată, nemulțumiri, proteste, dosare, plângeri, contestații și așa mai departe. Încă o treabă. Măsuri luate, așa, iei găleata și arunci măsurile în piață. Nu e normal. Pentru că auzeam, spre exemplu, în jurul Bucureștilor, cred că în comuna Berceni, dacă nu mă înșel, primarul de acolo a comunicat faptul că, gata, avem 3 la mie, școlile s-au închis, în clasele unde au fost identificați elevi cu, mă rog, un singur elev cu varianta asta de COVID-2.0 reinventat, am închis școala și toate orele au trecut online. Vreau să vă reamintesc că suntem o țară care nu stă foarte bine la capitolul educație, să nu spun mai urât. Avem 2 ani de zile, deci dintr-un ciclu de 4 ani, ca să fie complet, că vorbești de ciclu primar, că vorbești de facultate de 4 ani, deși acum sunt 3 și cu un an master, în fine, 4 ani, 4 cu 4 cu 4, jumătate dintr-un ciclu s-a dus naibii, nu mai poți recupera, a rămas în aer. Copiii ăștia sunt absolut, cum să vă spun eu, în situația reală de a nu mai putea promova niciun examen. Adică nu poți să spui că 2 ani de zile ai făcut școală online și tu ai înțeles ceva de acolo. Lăsând la o parte faptul că mai era o glumă, văzuse niște poze să mai schimbăm, să fie și amuzantă discuția, în fața unui laptop era pus un cap al unui manechin și cu o mască la gură și cu ochelari de soare la ochi să mimeze că e în fața calculatorului și că participă la curs online. Vă spun că în profesia noastră sunt cursuri online N. Nu poți să faci avocatură cu cursuri online. Adică nu poți să te pregătești să fii avocat cu cursuri online. Nu poți să fii magistrat cu cursuri online. Nu poți să fii inginer cu cursuri online, că pe urmă iar ne întoarcem și vedem că e podul pus invers. Deci sunt niște chestiuni care, bun, înțeleg sistemul, trebuie, ne protejăm, avem 120 de milioane de doze de vaccin. Înțeleg că, mă rog, copiii se pot duce la școală nevaccinați, netestați, nu știu ce, dar nu pot intra cofetărie decât cu test PCR sau PCR. Da. Vedeți câte sunt. Deci, discuția asta, eu încerc să o țin echilibrată. Pot să pun și concluzii în fața instanței, adică telespectatorilor noștri, și pro și contra, dar pot să am și inserțiile mele, dacă vreți, de opinii și pro și contra în același timp cu privire la subiect. Înainte de a intra în emisiune, apropo de certificatul verde, mi s-a pus o întrebare. În numele cei care contestă certificatul verde, invocă libertatea individuală. Și am fost întrebat așa, în numele libertăților sau libertății individuale, câți bolnavi cronici putem omorâ? Păi, adică, până unde se duce moralitatea și de unde începe legalitatea? Moralitatea. Și aici este și exemplul cu fumători. Da, s-a terminat de o bună perioadă de timp și vă mărturisesc că mă bucur că nu mai avem fumători în interior. Da, dar ați ucis o libertate individuală, eu ca fumător. Îmi pare rău, da? Mă bucur. Sunt fost fumător printre altele și de asta noi ăștia care am fumat înainte suntem cei mai vehemenți când vine vorba de treaba asta. Acum, serios vorbind, există o chestiune de echilibru aici. Echilibru spune în felul următor. În momentul în care ești infectat, ai rămas acolo, înțepenit în casă sau te duci și te internezi. Cum e, de exemplu, tuberculoza. Dacă ești diagnosticat, sunt aceleași prevederi precum în cazul COVID. Este o boală cu transmitere virală, te duci și te internezi. Dar acum eu vă întreb altceva. De ce nu avem aceeași situație și pentru tuberculoză? Sau mai sunt atâtea boli virale care sunt înalt contagioase? De ce nu se întâmplă același lucru și acolo? Adică, vedeți, inclusiv din punctul ăsta de vedere, riscăm să avem o dezbatere în contradictoriu. Moralitatea e în felul următor. Dacă am cea mai mică urmă și simptom că aș putea să am ceva, m-am dus în clipa numărul 2, am făcut testul, după care testul respectiv mă duc și îl decontez la statul român. Aia e moralitatea. Pentru că eu am senzația că pe toată perioada asta a pandemiei, statul român s-a gândit foarte mult și guvernul nostru s-au gândit foarte mult, cei de acolo, cum să diminueze, de fapt, impactul economic, în sensul în care să nu scoată ei bani din buzunar, dar pe ceilalți au putut să-i sărăcească și nici de cum să combată realmente toată situația asta.
Și vă mai dau un exemplu cu măsurile alea la găleată de mai devreme. Ai copiii ăștia care erau la școală. Dom'le, testează-i, fă-le ceva. Vezi dacă două săptămâni factorul ăsta de risc, adică elevul ăla care a fost contaminat, a reușit să răspândească mai departe către ceilalți. Dacă nu, revină pe situația anterioară și cheamă-i pe ceilalți 25 înapoi în clasă și lasă-l pe al 26-lea să se vindece. Și vină cu măsuri mai interesante, care să te ajute pe tine să nu omori și sistemul de educație, și economia și așa mai departe. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la Cluj cu festivalul și cu nu știu ce, astea au fost niște chestiuni absolut punctuale. Dacă era oricine altcineva și nu era festivalul ăsta sau dacă nu era ce s-a întâmplat, știu că l-a autorizat Nicu Șordan la Romaero, festivalul, cum se numea, că îmi scap acum. Deci au fost... Saga. Așa. Au fost câteva chestiuni punctuale. Vine congresul acum, vor fi 5.000 de oameni. Am văzut colegi avocați care au fost și judecători care spune, Dumnezeu, este ilegal. Deci au fost niște chestiuni care au fost ilegale, au fost permise în mod aberant, spre exemplu, măsură de pandemie. Scoatem oamenii, de fapt aducem oamenii din terase, nu-i mai lăsăm dacă sunt peste 3 la mie, nu mai lăsăm 50% din terasă, dar umplem 100% în interior. Sau, adică lucrurile absolut gândite invers. Nu, treaba asta trebuia orientată cumva, nu doar din punct de vedere medical. Adică punctul de vedere medical este cel fără de care nu poți să mergi mai departe, pentru că nu poți să ai o populație eminamente bolnavă, îmbolnăvită de COVID și să avem oameni care să-ți moară pe bandă rulantă. Dar pe partea cealaltă, fă un pic un studiu de impact. Vezi ce se întâmplă, dacă se întâmplă așa, dacă, cum e treaba. Studiu de impact? Da, e o glumă, nu? Da, domnule Jurma, vă rog, am ajuns într-un punct, este foarte clar, că n-am învățat nimic în primele 3 valuri. Bănuiesc că nu vom învăța nici din valul 4 nimic, o să mai discutăm pe la valul 7-8. Din păcate, cum putem ieși, în opinia dumneavoastră, cum se poate ieși din această situație, în condițiile în care sunt contestatari vis-a-vis de acest certificat verde, în mod sigur se va ajunge la instanțe superioare. Oamenii nu se vaccinează. Dacă o să mergem mai departe cu înăsprirea unor acțiuni la adresa libertăților, psihozele create s-ar putea să facă mult mai mult rău în viitor. Dacă îi lăsăm pe cei cu libertățile individuale, o să ne moară foarte mulți bolnavi cronici, etc., etc. Deci, cum vedeți dumneavoastră ieșirea din acest, hai să-i spunem, gingaș impas? În primul rând, exact ce a spus și dumneavoastră, trebuie să încetăm să numim eșecurile un succes. Motivul pentru care nu schimbăm nimic este că am declarat felul în care am gestionat valurile 2 și 3 un uriaș succes, chiar dacă ne-au murit 30.000 de oameni. Asta oficial, pentru că neoficial excesul de decese se apropie de 60.000 de decese. Știm pe de altă parte că vaccinul funcționează și funcționează foarte bine, deși a fost dezvoltat pentru tulpina ancestrală, care între timp s-a diferențiat de două ori și a devenit Delta, ne oferă chiar și față de Delta o protecție ridicată. Avem un număr mai ridicat de infectări. În țările cu rată mare de vaccinare avem un număr de infectări la fel de mare ca tulpina alfa, însă numărul de decese este de sute de ori mai mic. Deci vaccinul ne protejează de formele grave de boală și de moarte și prin urmare scade presiunea pe sistemul sanitar. Își face treaba. Noi nu ne-am vaccinat. Deci am intrat în valul 4 cu o campanie în care am anunțat că s-a terminat pandemia în România. Nu avem motiv să ne vaccinăm dacă nu există pandemie. Băi, dacă politicienii noștri ne-au spus că s-a terminat pandemia, implicit ne-au spus că s-a terminat și campania de vaccinare, lucru care s-a întâmplat. Suntem doar 28% din populația rezidentă vaccinată, dintre care marea majoritate sunt vaccinați cu mai mult de 6 luni în urmă. Și de aceea acum suntem complet descoperiți. Ceea ce mai, și eu sunt de acord cu domnul Cuculis. Dacă folosim acest certificat verde greșit, care este ultima noastră armă care ne-a mai rămas, o să-l compromitem la fel cum am compromis vaccinarea. Nici eu nu sunt de acord să-l folosim ca măsură de a permite funcționarea unor business-uri în circumstanțele acestea date. Certificatul verde este o măsură de relaxare. El poate fi folosit doar în conjuncție cu măsuri stricte de carantină pe care noi refuzăm să le luăm. Când te uiți la Italia, la Franța, atunci când a apărut certificatul verde, pentru ea a fost o binecuvântare, li s-a permis să iasă în sfârșit din casă cu ajutorul lor. Deci n-a fost perceput ca o măsură de restricție, ci ca una de
relaxare, în vreme ce la noi certificatul este explicit adoptat ca o măsură de relaxare pentru afaceri. Nu s-a invocat sănătatea oamenilor când a fost adoptat, ci nevoia de a menține deschise afacerile după 3 la mie. Niciunde nu apare în noțiunea de sănătatea oamenilor, din grijă de oameni și așa mai departe. Și asta mă îngrijorează foarte mult, pentru că în acest context noi suntem atât de relaxați încât certificatul verde nu are ce să adauge ca relaxare. Nu poate să tot ce face este să introducă niște măsuri percepute ca fiind de restricție și am atras și eu atenția că asemenea măsuri trebuie luate cu mare atenție și prin Parlament. Iar dacă Parlamentul nu vrea să voteze, ei bine, asta înseamnă că ăștia sunt reprezentanții poporului și poporul vorbește prin Parlament, nu prin guvern. Și din punctul ăsta de vedere și eu susțin că trebuie să începem să ne asumăm răspunderea. Pentru că nu mai putem să spunem când e un succes eu pe persoană fizică și când e un eșec, poporul nu vrea, poporul nu e educat. Nu, poporul e educat. Poporul a fost educat în această perioadă de negaționiști. Sunt singurii care au vorbit cu ei. Faptul că oamenii nu înțeleg ce înseamnă virusul, nu înțeleg ce înseamnă boală infecțioasă, nu înțeleg că noi stăpânim bolile infecțioase care au decimat omenirea vreme de mii de ani. Discutăm de rujeolă, de variolă, de poliomelită. Toate sunt ținute sub control prin vaccin, dar ele pot reveni dacă noi, ca părinți, vezi, doamne responsabil, ne hotărâm că nu avem nevoie nici de vaccinul antirujeolă, nici de vaccinul antivariolă, nici vaccinul antipolio. Deci noi invităm pe ușa asta, care o ținem acum deschisă din cauza COVID, pentru că permitem acestor dezinformări să circule nestingherite. Nu există niciun efort național de a educa populația din punct de vedere sanitar, să înțeleagă ce înseamnă un vaccin, de ce este mult, incomparabil, discutăm de zeci de mii de ori mai puțin riscant să te vaccinezi decât să te infectezi, pentru că pur și simplu acea proteină spike pe care introduce vaccinul în organismul tău, virusul o produce în nelimitat, o multiplică de milioane de ori, pe lângă alte proteine mult mai toxice decât spike. Și atunci, discuții simple care ar putea convinge pe cineva să se vaccineze și să-și vaccineze mai ales copiii, pentru că, aoleo, avem de 37 de ori riscul de boală cardiovasculară la copii mai mare la cei infectați decât la cei neinfectați. Virusul, învățăm tot mai multe despre boala COVID, mai în măsură ce devine tot mai agresiv cu tinerii, vedeți că astăzi avem 20 de copii internați la ATI, s-a dublat față de săptămâna trecută. Deci virusul este agresiv, există, ne va îmbolnăvi, mai ales că nu suntem vaccinați și noi ca sistem sanitar, deci să nu ne ascundem după degete, problema cea mai mare cu o boală infecțioasă nu este cât morți face și cât morți nu face. Motivul pentru care, din punct de vedere sanitar, statele iau măsuri este exact ca în cazul unei invazii. Dacă ne invadează Rusia, atunci nu mai contează Constituția, nu mai contează nimic, pentru că ne vor ocupa și își vor impune propriile lor reguli. Vom dispărea ca națiune. Deci există riscul ca genul acesta de invazie virală să producă un val atât de mare de infectări, încât să colapseze sistemul medical. Iar într-o societate modernă, toată structura economică modernă depinde de sănătatea oamenilor. Dacă cade sistemul medical, în lanț va cădea și economia și se va produce un dezastru și anarhia sanitară se va transforma în anarhie economică. Asta e motivul pentru care luptăm cu disperare să aplatizăm valul, adică să nu avem atât de multe infectări la un moment dat pe zi, încât să nu mai facem față în spitale și să circule oamenii cu buteliile în mână, disperați, cum am văzut în India și în alte țări. Deci problema aceasta nu se mai poate rezolva cu măsurile acestea preventive și avem nevoie de măsuri care, una dintre ele, singura care este inclusă în certificat, care poate funcționa ca măsură curativă, în ghilimele, este testarea. Certificatul verde nu este doar de vaccinare, deși este promovat ca atare. Nu te obligă să te vaccineze certificatul verde, Doamne ferește, și eu sunt complet împotriva obligativității vaccinării. Însă, dacă într-un spațiu privat cineva cere ca în spațiul ăla să intre doar oameni care îndeplinesc criteriile din certificatul verde, acestea sunt să fii vaccinat, dacă te-ai infectat să-ți fi declarat boala și dacă te-ai testat să fie testul înregistrat. Adică îți cere să fii un om responsabil. Toate criteriile din certificatul verde sunt criterii de responsabilitate socială față de ceilalți. Nimeni, de ce să nu-ți declari boala? Dacă ai declarat-o, ai 180 de zile de circulație liberă. E un beneficiu. Chiar dacă nu vrei să te vaccinezi, e un avantaj. Pentru că îți permite să nu te mai vaccinezi încă 180 de zile. Dacă te infectezi, o declari din nou și poți să scapi de vaccinare până e gata pandemia. Dacă te-ai testat,
de ce să nu-ți declar testul? Pentru că dacă cei mai mulți se tem, cum am văzut și eu când eram în Grecia, o familie a fugit repede din Grecia și a întrerupt vacanța, de teamă că dacă este pozitivă, va fi pusă în carantină. Deci noi vrem să ascundem rezultatul ăsta, pentru că noi vrem să ne comportăm în continuare, să beneficiem de libertate de mișcare, dar fără să fim responsabili. Și de aia avem situația în care fără să avem responsabilități. Aici e problema. Exact. Aici discutăm de responsabilitate, în primul rând. Am eu o întrebare pentru domnul Jurma, ca să vedem de fapt unde e discriminarea. Ați spus mai devreme că certificatul verde... te-ai testat, ți-ai declarat boala, absolut normal, trebuie să știm exact să ținem bolile sub control. Avem și o entitate care se ocupă cu treaba asta. De ce doar 180 de zile poți să circul cu certificatul acela după ce te-ai infectat? Adică eu, cu limitele absolute pe care le am în domeniul medicinei, știu că orice fel de anticorp de boală făcut de către organismul tău este cu atât mai eficient decât orice alt vaccin pe care ai putea să-l faci. De ce vaccinul, pentru că mie mi-a arătat că certificatul meu verde, că sunt vaccinat și m-am vaccinat, nu știu, 2 luni de zile în urmă să fi fost, mă lasă să circul liber 1 an de zile. De ce dacă te infectezi și vii cu un certificat de genul acesta, poți să circul 180 de zile? Realmente, pe fond, nu trebuiau să fie identice termenele? Din păcate nu. Imunitatea după infectare este proporțională cu forma de boală. Deci cu cât boala a fost mai gravă, cu atât imunitatea ta este mai robustă. Ceea ce vedem aici este media. Între cei care le dispare imunitatea după câteva 2-3 luni, sunt oameni care s-au infectat și în valul 2 și în valul 3. Deci la 2-3 luni distanță. La fel sunt o mulțime de oameni care se infectează acum cu Delta, care au fost infectați în valul 3 și consideră că au scăpat. Sunt unii care s-au infectat deja de 3 ori. Deci imunitatea indusă natural este superficială pentru că organismul nu știe care dintre proteinele, virusul îl expune organismul la o mulțime de proteine, nu știe care dintre ele este cea mai importantă. Noi știm că este spike, pentru că fără această proteină nu poate să intre în celulă, dar asta este datorită științei. Știința ne ajută să identificăm în mod eficient care este cea mai mare vulnerabilă, care e călcâiul Ahile al virusului. Chiar și așa, Delta se protejează punând proteina spike pe o balama și se mișcă ca să fie o țintă mișcătoare. De asta sistemul nostru imun o lovește mai greu decât în tulpina alfa, unde era o țintă fixă. Știm deja din Brazilia că mutațiile produse de virus, cum a fost varianta gamma, care a revenit pe o populație imunizată în proporție de peste 80% în zona Manaus. Acolo a fost un dezastru în valul 2 la ei, iar în valul 3 a mai venit un dezastru și mai mare, cu tulpina gamma, care a infectat toată populația care fusese deja infectată natural, pentru că, evident, în Brazilia pandemia a fost lăsată liber ca la noi. De asta este un pericol foarte mare. Vaccinul este gândit să ofere o cantitate strict limitată de proteină pentru ca să producă imunitate și o produce foarte specifică. Este ca diferența între o lumină de lanternă și o lumină laser. De asta este mai bun vaccinul. Dar chiar și vaccinul care a făcut imunizarea pentru tulpina ancestrală Wuhan, nu poate să asigure o protecție pe termen lung, plus că imunitatea scade și la noi, pentru că avem o memorie imună, exact cum uiți ceva ce ai învățat la școală și dumneavoastră ați trecut prin școală ca și mine, nu ne mai aducem aminte toate textele care le-am citit. Unele trebuie recapitulate. Ăsta este rolul apelului, să recapituleze pentru sistemul imun, care este un sistem în care învață și uită, anumite lucruri. Da, sunt unele persoane care rețin toată viața, nu vă contrazic, dar aici discutăm de medie. Și cu cât media se duce spre vârstă, vârstnicii știam din start că dobândesc în medie doar 70% imunitate după vaccin la 30 de zile. Acești vârstnici sunt la o imunitate sub 50% acum, de aceea o să vedem tot mai mulți dintre ei în spitale, chiar dacă au avut o schemă completă de vaccinare, pentru că nu li se permite rapelul din august, de când ar fi trebuit să se permită și de când majoritatea țărilor a început să lucreze. De ce nu este permis rapelul? E un lucru pe care nici eu personal nu-l înțeleg. Nici eu nu-l înțeleg, cu atât mai mult cu cât Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat explicit că se poate trece la rapel fără să se aștepte o decizie formală din privința lor. A zis, datele sunt concludente, noi încă discutăm, dar voi puteți începe cu rapelul, nu mai așteptați după noi. Toate țările o fac, numai noi nu. Și nu înțeleg de ce, pentru că dacă ar fi o criză de vaccin, aș înțelege, dar avem vaccin de dăm la vecin, îl vine, nu știm ce să facem cu el.
Și ar fi o chestie pur voluntară, deci pur și simplu nu se pune problema dacă îți face bine sau nu bine. La stadiul ăsta vaccinul se întreabă, îți face rău? Dacă nu îți face rău, du-te, domne, și vaccinează-te. La fel ca și cu alte o grămadă de lucruri care, dacă nu sunt interzise explicit, sunt permise. La fel și cu vaccinul, după 6 luni ar trebui să poți să-ți faci rapelul fără nicio altă indicație specifică, pentru că tu poate vrei să te asiguri că ești cu vaccinul în regulă, exact cum unii își fac verificarea tehnică la mașină mai des decât alții sau alte asemenea lucruri. De ce să nu le permitem celor care vor să se vaccineze, să se vaccineze, astfel încât ei să nu mai fie, pentru că o presiune care este pusă pe cei nevaccinați să se vaccineze vine și din partea celor vaccinați care își văd imunitatea scăzând și nu se pot revaccina ca să se liniștească și să-și vadă și ei de treaba lor și să refacem această fractură care a apărut în societate și care este limitată exact de absența autorității. Din punctul meu de vedere, lor autorității statului este să intervină atunci când apare o discordie în societate. Băi, nu ne putem înțelege cu țigara aia, nu ne putem bate între noi, nu putem să ne înjurăm între noi și să începem să ne insultăm. Haide că intervine statul, zice, asta este dreptatea. De-aia mergem la tribunal să nu ne omorâm între noi. Cineva, o a treia parte, care are autoritate, dă dreptate uneia dintre noi, pentru că nu putem avea ambii dreptate. Nu putem avea dreptate și negaționiștii și provacciniștii. Nu există într-o pandemie, nu poți să fii... Și de asta trebuie să, ca și cu fumatul, nu, domnule, este toxic să fumezi și să expui la alții pe riscul fumului tău, prin urmare nu mai ai voie să fumezi în spații închise. Și cu asta a rezolvat problema. Ați văzut că după un pic de protest, lumea s-a obișnuit, chiar și nefumătorii apreciază ca un spațiu în care nu se fumează. Deci ne-am liniștit și am mers mai departe. Dar cineva trebuie chiar să ne liniștească. Chiar și fumătorii apreciază. Altfel va fi o problemă tot mai mare. Și nu vreau să ajungem să ne insultăm. Sunt oameni cu care, sunt colegi de mei de facultate, care când văd ce prostii, din punctul meu de vedere, vorbesc, îmi vine să mă iau cu mâinile de cap. Dar nu pot să mă leg de toată lumea și să facem noi instructajul. Trebuie cineva să decidă. Și am asta înțeles. Lipsește. Factorul acesta de autoritatea statului. Mulțumesc foarte mult, domnule Jurma, pentru prezență și pentru lămuririle date. Domnule Cuculis, ultima chestiune. Cum delimităm abuzul de protecție? Păi, aș vorbi la modul general, pentru că până la urmă de chestiuni de genul ăsta o să ne tot lovim în perioadele urmă. Eu cred că putem să avem parte de abuzuri de grup, cum a fost, spre exemplu, decizia de a importa 120 de milioane, care e populația noastră? Mai suntem 17 păi milioane? Nici asta nu știm. Cum fi 17, cum fi 19, păi, bun. 24, 30. Știu. Deci și ăsta poate fi un abuz de grup, la modul că raționamentul nu există când faci o asemenea decizie, când iei o asemenea decizie și atunci trebuie investigată oportunitatea unei asemenea măsuri. De aici se înțelege foarte clar ce vreau să spun. Și pot fi abuzuri punctuale. Oameni care au, spre exemplu, certificat medical că nu trebuie să poarte mască. Spre exemplu. Bine, dacă vine unul care ți tușește în față și nu știu ce, e clar, ieși afară, n-ai cum să intri aici. Dacă îți vine cineva și îți vorbește civilizat, atunci trebuie să-i permiți accesul pentru că este scutit medical. Sunt persoane care sunt discriminate, spre exemplu, la locul de muncă. Au diferite patologii. O persoană care este perfect sănătoasă, sigur că poate să meargă și să spună îmi fac vaccinul. Dar o persoană care, văzând un pic statistica, văzând un pic ce s-a întâmplat și prin alte țări, informările date periodic de către media că a mai murit nu știu cine, că s-a întâmplat nu știu ce cu altcineva. Toate lucrurile astea, eu le cataloghez ca fiind niște chestiuni care țin de abuzuri individuale. Că e chestia cu locul de muncă, că nu îți mai permite accesul la serviciu, că te amenință că îți scade salariul. Dacă vorbim despre abuzurile poliției, și acolo avem o altă discuție. Amenzile abuzive. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule Cuculis. Ce ne rămâne de făcut? Decât să le mulțumim conducătorilor iubiți că ne-au adus sănătoși în valul 4. După valul 4 vedem ce va urma. Să terminăm totuși cu puțin optimism. La final de săptămână o să avem în sfârșit congresul PNL, cel în jurul căruia s-a învârtit o țară întreagă timp de jumătate de an. Rămâneți pe Metropola TV, sunt Eduard Pastia. Nu uitați ce vă spun de fiecare dată, că nimic nu este gratis pe lumea asta, totul are un preț. Urmează Adrian Bucur de la ora 19 cu Prime Time. O seară bună!